De ce am scos noi așa ceva tocmai de la 5 metri de acolo? Și un morman de haine și o gură de canal. Dar ce e ăsta? Ăsta e cofraj de la de canal. Ei, vă salută, fratele Coleacu, și prima găsit la un nou episod din seria voastră preferată, Magnet Fishing. L-am alături de mine Păuțanu. Ne-am apucat deja pentru că am zis hai să filmăm intro-ul după ce pescuim un pic cu magnetul. Pe lângă faptul că aveți și urmărit în vlogul de astăzi, că am scos deja multe chestii, tot arsenalul, tot ce se putea, capod, geacă de toamnă, geacă de iarnă, șifonierul, tot ce se putea, de pescuit, de nepescuit, oricum nu contează. Bine v-am găsit la un nou vlog pe acest canal. Nu uitați, subscribe dacă ești pentru prima oară pe acest canal, un like mă ajută super mult și un comentariu cu părerea ta acolo, plus un loc unde aș putea să mă duc să fac magnet fishing în București sau în jurul Bucureștiului. Așadar, după ce ai dat like, subscribe, mai urmărești pe Instagram, începe clipul. Suntem pe lacul Plumbuita, după cum puteți vedea, și facem magnet fishing. Să vedem cum o să meargă. Am făcut tot ghidul și m-am legat de picior singur. Dar trebuie să modificăm asta că e de dat de popot. Și avem deja un prim capac de bere. Ok. Ce? Desfăi toată ața, prima oară, Uțan. Desfăi toată ața. Ca să poți să arunci departe. O să modificăm asta. Wow. Be careful. Așa. Asta. Bă, miroase urât apa. Da, să sperăm că o să avem ceva noroc pe aici. Că treci până o nenea care... Da, miroase urât apa de aici. Nenea care pescuiește pe celălalt mal. Ia. Avem ceva? A. Hop, hop. E ceva acolo. Am ceva timp de când am mai fost la magnet fishing. Între timp am rupt un magnet de o tonă. Am reușit să-l tragem cu mașina de pe pod. Cred că avem niște pietre agățători aici. Avem o hartă destul de bine făcută. Op, avem ceva. Avem ceva, tată. Printre prime... Aaaa! Cred că știu și ce avem, de fapt. O plasă, ceva de pescuit, e agățătură de plasă asta. Da. Uite exact aici, agață un pic, dar rupe imediat. Da, dar uite guta. Da, ia uitați-vă, uitați-vă guta. Uite guta cum este. Să rupe imediat. Avem un cârlic de pescuit, ceva o agrafă, nu ne interesează. Nu știu dacă au mai fost oameni pe aici, bine, nu știu dacă mai e loc unde n-a mai fost nimeni. Dar noi sperăm. Facem treabă bună. Tot Păuțanu cu ghiozda în spate. Nu o să stăm numai în locul ăsta, avem mult de mers astăzi, că avem niște locuri. Am văzut acolo un pod și aș vrea să mă duc și pe podul ăla. Să dăm de sus în jos. Nu mai pune frână, desfăi tot firul și lasă să ducă cât mai mult. Da, uite, pe mijloc agață acolo, dar cred că e doar o structură de fier ceva pe mijloc. Fiind apă curgătoare, avem experiențe cu apa curgătoare, că nu stă mai nimic pe fund, pe loc.
După cum vedeți, se mișcă apa destul de repede. Nici nu știu ce flux are de acolo, din pompe. Oh, băiatul a scos niște pești într-o plasă. Ia să vedem ce avem pe ea. Avem un capac, două capaci, un capac de conservă și un capac de bere. Am scos-o Timișoreana și asta ce e? Nu pot să-mi dau seama. Bă, măcar scoatem chestii. Oh. Și-a scăpat din agățătură. Sau? A, avem ceva, ok. O tigaie, ce era puțin? O tigaie. O farfurie. Sau capac de ceva, ce-o fi asta? Ok? Bă, ideea e că dacă avem chestii de-astea minuscule, e un lucru bun, înseamnă că au venit oameni să dea aici cu magnetul. Și copiii ăștia cum stau ei așa pe lângă apă, mi-aduc aminte de mine când eram mic, care eram la fel de fascinat. Și stăteam numai pe lângă alți băieți care erau și la pescuit sau la scăldat. Și stăteam și aveam foarte multe momente în care eram de dimineață până seara, pe bălți, pe de-astea. A, ce porumbic frumos. Ies niște bule pe dedesubt. Ok, eu crec. Și mai avem două cuie, chestii de pescuit, de-astea micuțe. Știi, chestii de pescuit. Încă o captură. Dar nu știu ce avem aici. O clanță. O broască. Ce este în frate? Pot să-mi dau seama ce este. Bucată fier corodată. Cu o bucată de fier corodat. Acest loc, am făcut o lansare. Și avem ceva acolo. Trebuie să arunc un pic mai des. Mai des, mai aici, aproape. Pentru că el s-a simțit ceva aici. Ceva mai mare. Vedem niște bulburuci pe aici, pe dedesubt. Ia uite. Dar ce-o fi? Op. Uite aici, a agățat ceva. Ok, cred că suntem. Cred că avem ceva. O bucată de fier. O chestie de aia de spinning, o tabliță de spinning. Și o bucată de fier. Ok. Dar cred că nu e doar asta. Ia să tragem noi și mai așa. Ies niște bule acolo. Avem niște bule, s-ar putea să fi luat ceva pe fund. Dar la mână nu se simte neapărat. Hai, tată. Hop, e ceva. Este să nu se desfacă, de-aia trag foarte ușor. Mamă, câți bulbuci! Ok, baby. Ok, văd magnetul. Ai, cred că e o plasă, mă. Da, e o plasă. E un fir. E un fir. Iese ceva la suprafață, băi. Mamă! What the fuck?
Poate l-am agățat iar. Cred că l-am agățat iar. Da. Bă, dar nu iese, mă, ușor. Firo, o să se rupă, bă. E ceva că ies bule și în dreapta, ha? Ușor. No. E ceva agățat aici. Asta o să se rupă. E o cârpă. Să-mi dau seama și aici. E o cârpă aici, dar e legată cu ceva. Cu ceva? Cu ce? A, cu ce. Uite. Uite, vezi? Uite, și ăla se prinde după magnet, nu-l ia magnetul, vezi? Că nu poți să bagi ancora? Ba, da, duci tu. Foarte bună idee, Iuhu. Imogen. Da. Bă, aici e ceva. Ba, da. Dar nu da, ia o uță. Da? Nu, vezi că în stânga e ceva acolo, uite, vezi? Ai luat? Ok. Ce asta, mă, Jack? What the fuck? Plasă? A? Plasă? Cred că e ceva plasă. Mă. Bă. Uite, este acolo ceva, vezi? Ia stai așa să văd aici. O geacă, bă, băiatul. Mai e ceva aici, în stânga, era prinsă. Mai e? Da. E o geacă, bă. E o geacă plină cu pietre. Nu știu că se bagă mâna în buzunar. Ia să vedem ce marcă e. Hai că e marcă. Unde? Eu nu caut fier, eu caut comori. Comori? Da, comori ale piraților. Există, pe noi am avut pirați aici. E goală, bă. E goală și mai avem ceva aici, a zis uita, nu? Că am agățat-o iar. Da. Op. Încă o geacă, nu? Nu sunt din București. Din Ștefănești. Da. Tocmai de acolo ai venit? Special. Ăsta ce e, un plusop? Așa pare. Asta e o plasă.
firul ăla? Posibil. Trag ușor cu asta. Cu ancora asta micuț. Imogen, da. Gata, frate, așa faci. Te-am mai găsit ceva. A, și a ieșit acolo, te vezi? Uite, te strâiți mereu unde ies bulele. Da, știu că aveți și aer. De ce nu-l aduci mai încoace, magnetul? Păi era matematic. Păi, să bagi aici. Bă, mai avem ceva aici, a? Dar tot scap. E exact aici. Și cred că e ața aia. Ia să facem o aruncare mai în larg. Ceva la... Mă... La ancoră. Sunt chestii de pescuit astea, așa par. Și fier pe ele, what the fuck? Băi, uțane! What the fuck, man? Astea sunt toate chestii pe care poți să le scoți odată cu magnetul. What the fuck? Asta e așa că mai avem? Încă o jack, profesional jack finder. What? Ce? Să-mi pun mâna gentapă. Ia să vedem. Băi, Uții, privește partea bună. Te îmbrac de iarnă, bă. Așa, mai avem încă o jack. Care nu vrea să se despartă de asta altă. Ca orice român căutăm firma. Să vedem ce firmă e. Nu scrie nimic. Hai să vedem ce mai avem aici. Deci, pe lângă jack avem una bucată lemn cu fier direct în el. Plasă pe lângă el. Fier beton. Un cablu, cioburi. Băi, ce e asta, mă, mâncați și la perdea? Cablu, cioabe, perdea, fire, plasă, mam. Da, da, m-am stropit de toate alea. Direct pe față mi-a dat. Ia. Vezi cum o tragi, că e după piciorul meu. Fuck. Oh, man, yeah. Bun. Important e că avem activitate. Ia uitați-vă ce am făcut aici, colecție. Colecție, tată. Ce mamă. Bă, ce e asta, mă? Posibil arma albă. Vezi că asta e de aia, mamă, și un fier beton. Hai că poate te încing eu cu ăsta. Știi ce a fost asta, mă? Da. Vezi că asta e arma de aia, de pungaș, știi ce zic? Țac, imediat. Da. Ia uite. Țac, țac, țac. Și nebun, cine știe, poate a omorât un om treaba asta. Ia să spuneți voi în comentarii, oare a fost folosită? Bă, uitați cum are asta, frate. Uitați cum are vârful, e făcută pentru așa ceva. Oh, nu, copii. Incredibil. Bă, frate, asta... Ascultă-mă ce spun eu ție. Glumă, glumă, dar... Asta nu e o șurbeniță normală. Asta e de-aia de... Zi, de împuns oamenii cu ea, de înjunghiat oameni cu ea. Uitați-vă cum e făcută. E și ascuțită. Și cu mâner, ușor de ascuns.
Uți, ia uite. Păi da, ești de bun, asta e de dat cu ea. Spuneți-mi acolo, rubrica de comentarii, dacă credeți că a rănit pe cineva asta vreodată. Sau poate chiar a omorât un om. Am zis că asta e ok și asta e iala, dar... ăsta... Mamă, tic de chestii de pescuit. Bă, asta seamănă cu iala. Și asta cu ochie. Dar asta e o țeavă, bă. Cred că e țeava de la o armă. Vezi? Seamănă cu țeava la o armă. Incredibil câte găsiri am azi. Mamă, dați butonul de like împreună. Dar nu e fier ăsta. Aia e fază. Și are mai multe chestii pe el, te vezi? Ia vezi, dar prea gândești tu, poate poți să-l iei pe ăla să-l scoatem, că nu-l iei cu magnetul. Că nu e fier. Vino mă și ține aici acolo. Sau baga ancora, e lângă tine acolo. Nu mai e niciun copil pe lângă noi, poți lași găzdanul aici lângă. Ai agățat? Așa. Ușor, ușor, ușor. Las-o iar și bag-o iar. Să mai jos, agăți-o ție. Așa. Aia zic. Ușor, ușor. Hai de ușor sus. Băi, băiatule, măi. Băi, băiatule, băi. Ce poate să mai iasă, mă, de aici, mă? Un premiu de la primărie pentru curățarea apelor, să rămână mulțumim. Ce avem, mă, ea? Cheddar de mașină, bară de pepereu, și asta ce trebuie să fie chestia asta veri? Curbă, umbrelă, dar nu e umbrelă. Capăt de baston. Asta e gumă. Ce, mă? Bă, ce asta, mă, frate? Mă rog, nu știu încă. Și iar multe haine. Se pare că e un loc frecventat de oamenii fără adăpost. Ia stai așa. Fac eu o manevră. Băga pe ăsta micu care e de sus în jos. Pentru că mie în tot mai agață aici. Ia, ia. Opsa, a. Lăsa-mă dacă e agățătură sau dacă e... Ia vezi, încă o haină, bă. Bă, dar n-am scos la haine. Niște arc. Încă o haină.
tactică. Schimbăm, aruncăm în partea asta altă. Hop, hop. Hop, din prima, bă, acolo am agățat ceva. Și aici se simte ca și cum ar fi fier. Da, da. Am luat ceva. Așa pare, dar sper să nu mai fie haine. La cum vine e agățător de haine. Fuck, da. Deci să bag acolo lângă tine? Da, bag-o, arunc-o lângă mine. Da. A, nevermind. Am mai luat-o cojoacă, uți. Ma. Prosop. Deci facem niște cursuri, Luță, că se trage singur în apă. Nu-i problema, știm să înapăm. Am băgat pixul în haina mea, acum are haina lui acolo, iată. Ce? Te lași pe jos și o agăți cu mânușa, frate. Așa. Mă! Ce? Dă-mi asta că e agățat la mine aici. Pune-o, frate, unde vei? Aruncă și tu cu asta lângă mine, ai zis. Uite, cam unde am eu. Ce mă, nu știu să arunc la sânt. Ce dracu că cap în apă. Hai, o lansare corectă. Ăla-i. Am scăpat. Era mine. Nu mai e. Eu am totuși ceva. Nu te fix unde vezi ăsta la mine. Ce? Ia, mă, să vedem ce-am scos. O altă bucată de fier neidentificată, a? Tractare? Păi tragi-o să scoți. O altă bucată de fier neidentificată. Mama, am pus-o direct pe ceva verde. Mamă, alte haine, bă, băiatule, bă. Ce? Uf. Ce stau un numeraș? Ok.
Ce m-a rămas blocat? Ia să vedem. Cu toată forța mea. Mamă! Vezi că acolo e ceva ca lume. Ia stai să mai aruncăm o dată, că am simțit cum a venit odată. Ce mă, că m-a aruncat bine, am dat în ăla. El să râdă repede el, că n-am dat bine el după ce a aruncat de 4 ori prost. Păi de-aia râd. De ce-l doamnă la spartă? Da. Cum ai zis, mă? Râde cioc doamnă la spartă. Cioc? Cioc. A. Bă, multe haine, mă, pe aici, să mă bată Dumnezeu. Iar sunt în ea acolo. Uite, și când o ai, acum trebuie să aplici presiune ușor, așa. Vezi cum iese? Bula! Dacă scapă, scapă, n-ai ce să-i faci. Uite, eu simt cum iese la suprafață, uite. Uite. Mamă! Mamă, să moară tata al meu, nu știu ce e acolo, dar e mare. Să vedea cum că se ridică. Să moară tata meu. Băi, băiatule, ce-am găsit aici, mă, frate? Nu, no, n-am mai luat. Sau? Nu. No. Multă agățătură. Ba da, asta pare să fie. Bă, nu știu ce e aici, dar e mare. Sper să nu fie un șifonier de haine întregi, că nebunesc. Ziua hainelor, așa o să-i pun și numele. La titlu. Ia uite. Ia uite, ușor, ușor, cum vine prima haină. Asta se rupe? Nu, asta se rupe. Pregătește slingul și miciocul. Mamă, sarea asta de când gură îmi vine. Și de acolo am luat, mă, ceva. Nu am mai acolo. Aici e altceva. Să nu fie vreo plasă. Mă. Ce pare aia, uți? Creangă. Creangă? Fire. Fire? Nu vezi firul, ia uite-l. Nu, aia sunt pești ceva micuți. Da. Fire. Ia, că are ceva în capăt. Ce terupător, mama, iatule. Ioi. Care a aruncat, bă, băiatule, așa ceva? Și cu ștecher cu tot, mă. Uite și ștecherul jos. Vedem spatele meu. Uite, cineva a aruncat o sticlă în apă. Iar mă, iar se agață direct acolo, dar scapă. Bă, ce urmează să mai scot băvere de aici?
plumbuit asta. Op, op, op. Ah. Iar haine, gata, am luat hainele iar. O, nu. Ba da. Gata, mă, iar am. Fac cum fac, tot la haine trag. Oh, mi-am scos un... iau, încă o geac. Nouță, uți. Se dă copil? Poate și un copil aici, wow. Se o geacă de iarnă, de copil. Asta e micul, ce să aibă în buzunare, nu mai căutăm. Ultima oară când dau cu asta, mă bag cu magnetul iar. Iar acolo ceva. Agață un pic, vine încoace. Dacă arunci și tu cu ea acolo, sigur mai găsești hainele astea. Aștept. Ah, ok. Ia să vedem chat. E ceva agățător aici, a? Ha, mă, ieși. Ușor, ăla-i. Ăla-i. Ba, ușor. Ăla-i, ăla-i, să ridic. Nu mai, nu sări, nu sări. Uite, mamă, uță. Băi, Vere. Băi, Vere, ce este aici, mă, cați, ești curul tău. Băi, e ceva mare, rău, mă. Iar, ah. Dar știi cum vine? Vine foarte, foarte ușor. Uite. Ăla e. Și nu e, nu e scufundat ca lumea. Hai, cred că trebuie să mă dau mai în stânga un pic. Da. Ai, da, păi da. Să putea să nu mai scoți un hain. Haide, mă, prinde-te calul meu. Scoși tu decât o apă? Ce? Scoși tu decât o apă, că am văzut că ești acolo. Am două mici și una mare. Sau n-ai luat mare, mic? Am pus-o pe prima. Iar s-a prins? Da. Bun. On, ha. Ușor, bă, tata. Mom. Uite, bă, nene, bă, îl scot din ceva și după aia, ia uitați-vă, bă, câte bulele. Bă, a? Ia. A? Mare acum oare? Păi nu, că iar am scos o haină, ce-ai? Dar nu pare haina asta. A? Mai bici? Posibil bici, dar asta pare șufă. Mamă, ce s-a prins ăsta direct, mă? Oho! Uții, aici, aici.
Bă, iese. Este și e mare, uții. E fier ăla. Da. Încă unul. A, încă unul. Dar ți-ai cam mult colțișul ăsta aici. Păi da. Asta e așa că am văzut eu aici ceva. Ah. Haide, mă. Hai sus. Simt cum vine. Vine. Mamă. Vai. Hai sus. Iese. Haide, mamă, uții, nu știu ce asta, dar imens. Cred că e o gură de canal, băie. Mă gândeam că cauciuc ceva. Bă, cred că e o gură de canal, că e fix aici. Băi, tu știi cum am tras, mă, cu toată puterea mea. Ce? Am înțeles prost și am vrut ca prost. Știi cum a tras cu toată puterea mea. Nu. E ceva aici. Da. Ce sală, ce workout de aici. Mamă, bă, dar de ce când e sus cu el? N-ai sigur că e așa mare apa? Nu e mare. Haide-mă. Te poate mișca? Mă doare spatele, frate, dacă te-am dus. Dacă se iar haine, o iau raznă. Nu știu, tu lapă să le pui. Uite aici. Uite exact aici. Da. Ce? Mă răspundeam la mesaj. Bă, dar ce să rupem, mă, frate, aici? Ia uite-o. Haide-mă. Haide! Bă, mă doare spatele. Data viitoare mi-aș fi anculă să te ajut. Ce să-i faci, mă, că n-ai. Dar nu înțeleg ce poate să fie. Uite, agață și dă drumul. Nu, îmi zice că-s multe de-astea haine, ia. Poate să fie, Gogule, și ce poate să fie? O saltea de pat. Da. Sau, da, ieșea ceva rotund, ai văzut? Ori cauciuc. Canalul de la de canal. Nu. No. Sunt cu d-astea mici. Nu mă las până nu scoci aici. Cel mai profitabil loc de magnet fishing până acum. Uite, exact acolo la găț și depune rezistență, o pune rezistență. Și acum când mai trag un pic tare, scapă. Uite, vezi cum vine firul? Uite. Uite, agață, lasă.
Bă, mă doare spatele, vezi să tragi tu? Vezi că trebuie să lași un pic până ajungi la fund, că ăsta nu e așa de greu. Și când îl tragi, să-l tragi mai ușor, că ăsta se ridică repede. Ia. Hai, uite, să intra schimbului. Țin-o, uite, așa, constant. Păi, dar nu pot să țin eu cu mâna, că eu n-am mănuș. Da. Încă, uite, dacă vreau să-i dau aer, să vede puțin ceva acolo. Pe ce, mă, e pește? Metaforic vorbind, să-l vezi culoarea. Nu trage, că n-ai mănuș. Uite, un șarpe care vine spre noi. Unde? În dreapta. Uite. Da? Da. Da, da, e micuț. Ia, ține aici, ca să țină mâna și să-mi iau mâna așa. Stai, păi stai că dacă țin, dacă prind așa, nu poți să tragi, să facem pârghe. Oh, cauciuc. Cauciuc? Cap de canal, cap de canal. Nu e. Ba da. Ia stai. Ține de așa sus, ține-l sus. Uite, mă, cap de canal. Nu e, mă. Ba da, mă. Să mor eu. Să mor eu. Hai, ține de el. Ții? Ții. Păi ca să ridicăm. Mă, poți să ții ca să bag mâna după el? Da, da. Ia vezi, poți să mai tragi? Mai sus, mă. Hai să tragem amândoi. Te că s-a blocat în aia. Nu cred că ține. Ține mă asta, cum să nu țină? Uite, vezi, gen, se blochează marginea asta, marginea aia. Poți să faci ceva să nu se blocheze? Nu cred. Ai. Uite, ia asta, frate. Și să-l depărtezi un pic de asta. Poți să dai cu îndrăpa? Mhm. O bași pe lângă ea. Așa, așa. Mai mult. Uite șarpele, mă. Ce? Uite șarpele. A, pe da. Stai că mă bag cu partea aia, că mai bine. Sper, cred. Hai. Trebuie să-l împingi, așa. Așa, așa. Hai, împinge. Ia uite, mă, șarpele. Puf! Din gură. Mă, mare un metru. Da. Hai, mă, ce faci? Am văzut. Mă, nu putem să-l scoatem pe ăsta, dai, ce cu ăsta? Hai, zic. Să-l scoatem amândoi. Bă, dacă o fi casa lui ăsta, mă? De-aia să-l fi supărat să vină. De-aia să-l fi supărat, da. Dar nici ăsta nu prea are că mai este de aici, bada. Hai, ce? Hai, te crede. Te aștept, păi uite, de aici îl apucam. Dar tu, ți-a fost frică să te lași de el. Hai. Hai, acum sus. Ăla-i, ține așa sus. Mai poți? Încă un pic sus? Ah, ține. Haide. Poți să ții un pic așa? Ca să-l iau eu, mă, să bag mâna. Mă, mă. Cât ți-aș pe asta? Am o idee. Și mă dau eu mai așa, iar, la fel ca data trecută. Și el îl dă jos pe ăla altul. Ăsta, pe dedesubtul lui să-l trage. Încerc chiar să-l trag sus aici. Haide! Hai! Oh! Uai! Mamă! Mi-a plecat picatul. Și spune. Ce-i asta? Oh.
Bă, băiatule. Mă. Stai, nu te-am și ajut, că trebuie să-l tragi mai aproape. Și nu poți să-l tragi și tu? Am tras singur în funi. E mălos și-al. Vai. Când se iese bine aici, nu mai ieșea asta niciodată. De ce am scos noi așa ceva tocmai de la 5 metri de acolo? Și un morman de haine și o gură de canal. Dar ce e ăsta? Ăsta e cofraj de la de canal. Am fost acolo, am dat noi aici la lac. Și acum mergem spre pod. Să mai dăm și pe pod, chiar dacă ne-a mers foarte bine aici. Dar cu camerele de internet, tot un metru are. Știi că ți-am lucrat? Ha? Vreo 30 în mâncat. La ce, la asta? Ha? La ce, la ape sau ceva? Nu, tata, nu. A. La post am lucrat. La post? A. La ce post, bine? La Popeștean. Și am fost și la Berceni, și la Vidra, și la Jilava. Pe la pușcărie? Nu, la Jilava, la postul de poliție. A. Pune tema tale acolo că sau să te stropească. Fă-ți treaba, Păi nu, bagă-te aici să nu te stropesc, am zis. No. Că eu când arunc cu ăsta... Fă-ți treaba, dă-i unde vrei acolo, să tu să ai înțeles? Păi și acum ai ieșit la pensie, vreți? Am mărit ăștia pensia? N-am murit nimic la noi. La noi n-am murit nimic. Hoți! N-am murit nimic la noi. Ce pretenții să aibă? Știi cui le-a dat acum? Tot la guvernanți și la... ăștia, la... Nu mai merită votați niciunul, dă-i dracu. Până acum crezi că am merită? De nu 89 și până acum am merită nici. Ia zi, uțame, ceva? Fii atent, o legi de... O legi de pod și arunci cât de tare poți tu. Bine, că tu bagă-te aici, lângă mine. Să nu dăm peste nimic, de fapt. Nu căutăm nimic, nene, filmez pentru YouTube eu. Știi mai tare ce știi. Ia de aici, fiare, și te joacă. Nu putem să zicem și noi chiar tot acum. Dar la mine este cum e, e fermat, atâta. Am vorbit acum noi trei. La revedere, 6 ori. Ei, da. Nenicu crede că ascundem ceva. Bă, da. Mamă, ia uite-l pe nenea, mă, ce-a luat. Ce-ai prins, bre, acolo? Mai stai. Mai stau. Mai stai cu mine, mă, ca te-ai jurat. Faci de saramură. Ia uite-l, prins saramură din ce-i prins. Ia uitați-vă captura lui nenea aici. Uite, bre, aici. Când sări în apă. Și nu le dai, bre, nimic ca să mănânce? Ce să le dau? Să le arunci așa deasupra la asta, nu? Le dau... Păi nu știu cum funcționează astea, bre. Le dau ciungă, ce dracu să le dau? Ciungă? Ce dracu să le dau? Să vă trăiască. Ce să le dau? Am zis că le arunci mâncărică, să stai acolo pe oaia. Nu le dai toată nimic, la răpitor ce să-i dau? Și le iei așa din japcă? Da. Să-ți lasă singur. Știu cum e harpou. N-am avut niciodată așa ceva. Abarosani? Înainte de revoluție. Ai înțeles? Fost calificat. Ai înțeles? După aia m-am orientat. Ce vrei să faci? Să trăi vecinul, să trăi tare. Bă, da, nimic, mă, să-mi bă... Mă uit la băieții, te-am adus după halo aici să caute fiare de ale. Bă... Asta tot îl găsiți, că eu... Ce să găsești, bă? Am rămas la fiare de alea pe la băieți pe aici, o grămadă. Te-ai haladit.
Arunci-mă departe. Păi te-am văzut cum ai aruncat. Păi da. Ne sete de nebunesc. Ne-am făcut lansarea asta cu ancora. Te-ai dilimandrit. Nu-mi place. Păi da, e unchiul nostru. Ia să liniște sârme de alea, tăticule, de la Halău și am rugat pe băi. Bă, dați ce mă, cum așa că nu fac eu. Ia că vine, vine. Am găsit-o? Bă, ne-a mers foarte bine acolo unde am fost noi. Ca să înțelegeți unde am fost noi. Acel pod, în piciorul de stânga, sub el. Unde ați văzut voi mai devreme, a? Și a fost, cred că e cel mai bun loc. Unde am fost la Magnet Fishing vreodată. Haide mă, că avem ceva. Ia să vedem ce avem. Cum mă să scape, mă? L-am luat iar. L-am luat iar. L-am luat iar. Nu e tot ăla, ba da. Trebuie să nu-l bălângăm, să nu cadă de pe el. Uții! Ia fi atent tu ție aici. Oh. Ce ăsta mă, frate? S-a fost de la de armă, de la război, nane. Ai fost la război? Sau n-ai prins? Am fost mult armat, un an și 4 ani. Aaa, ce bre, armată? Ce facem cu armată? Ia uite, spun ce fac. Nu faci, bre, nimic cu ea, uite, nu vezi că te duci degeaba acum, ne-o trimite ea să murim pe la ucrainezi, pe acolo. Da, mă, dar te învață. Ce mă înveți, bre, că eu vreau să bag. Cum se tragi cu armă? Păi mai trag eu cu armă acum? De ce? Păi nu mai tragi cu armă, eu vreau să bag... ...de vorba aia, iartă-mă de expresie, mă, tare acum. Nu, că nu mă deranjează, nenea, vorbeam de armată, de astea. Bine, mă, tare n-ai prins, a zis. Copii. Puștani, puști cordiți. Copii, copii, dar respectuoși, bre, nene. Nu, suntem de aia. Parcă dai în fântână, bre. Nimic. Cât ai luat cel mai mult? Ai luat mult? A. Eu dacă mi-au 4-15, uite, azi cum am luat bibonul ăsta trapazat, dacă mi-au 4-15, mie mi-e suficient. A, bun, deci faci așa pentru tine un pic. Ce-mi trebuie mai mult? Cine, bre, ți-a furat punga? Păi ce e prost să zică da? Cum vrei să fură punga, ce? Aaa, ce dracu dacă zic că am avut punga cu pește aici, uite, sticla gol. Fa. Uite, poate e aia de acolo, dar mai. Cum aia, era punga mare, mică? Era o punga albă. Pisica, bre, cred. Era o mortimezie de pisică de aici. Trei pești aveai și... Uite, bre, pește, uite, mănâncă pisica la pește, uite, ce dracu. Unde? Uite pisica aici, nu vezi? Uite-o, bre, uite-o, cu peștele tău, uite. Uite-o, bre! Și punga, unde punga? Păi punga o fi mâncat-o deja. Uite peștele, nu e la bibanul sau roșioara aia, uite, ia uite. Uite aici, ia uite. Ia uite-o, fii aia. Miță! Cu toți morții, mătiță. Faaaolo! Ia-o, bre, ca lumea, ia-o ca lumea. Toți morții, mătiță. Pac, 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 direct. Uite, mi-a furat... S-a dus alamura, gata. S-a dus. Păi voi stați alea cu pisică? Bre, dar era o punga cu totul. Cu toți morții, mate, ți-am spus. Ia uitați-vă, bă. Uite, bre, vezi, ți-am zis? Ce faci, bre, sarpa aici? Păi, e mai bine pe-n dreapta, că nu e gard acolo. A, ba da, e. N-are, mă. Decât așa. Dar și n-am adus, ține-ai, bre, cu noi pe pod acolo. Unde stai, mă? Lângă el trebuie să țin. Na, alo. Aia, dracu, ia pisică. Ai văzut, bă, pisica i-a furat? A furat nenii cu peștile, dacă puneam mâna pe ei, rupeam gâtul ca la porumbei. Ia uite, bă, tu ce faci, bă, cu lecții aici? Da. Uite-l pe uții ce-a găsit aici. Un lacăt, ce-i asta? Ce-i ce? Fier beton și ăsta e un crăcan.
Pune și tu așa în ordine, uță. Bă, deloc nu ești tu organizat, bă. Și la pește am văzut. Ești el care are valori morale noi? Păi da. Bă, am luat, dar uite. I-ai găsit, bre? Ce e regă, să mă înțep un sârg. Fa! Te-a lăsat fără pește, ha? Băi, dar aveam 2-3, ai văzut? Era biban ea ca lumea? 2-3 biban frumoși, de aia. Și mă, tale, ce faci, bre, dar ce păzești? De mai multe pe le-a făzut. I-a furat. Mi-a furat care mi-a luat pești. Bine, dracu, nu i-ai zis lui aia să întoarcă, tu mi-ai furat pe locul. Uite, tu îți dai seama, boierească. Stă pe spate. Ce la mă, lingură? E boierească acum pisica aia, cu 3 pești, iar mai mâncă o săptămână. Boabe, dar mai trebuie. Uite-l, bre, hai, ai luat unul. Pune-și tu un casulet, da. Doamne, cât am putut să râd de mine. Mi-a furat bibanul. Bre, acum ce vin are ele, bre, că n-ai... Le-a rugat înapoi? Ce dracu, ăla-i colo-n doar, ce dracu, bă. Aaa. Și cealul ăla era bun de Saramon. Aia, da. Păi da, că a văzut că te duci, te-ntorci, te duci, te-ntorci și pac. Alea? Bă, cine mi-a furat mie pește de aici? Ia zi, flăcăule. Merge. Îți place, da? Da. Mamă, ce-i dat pe el. Ce? E lentila murdară. Păi nu se vede asta. Nu? Nu. Uite, clean o să fac. Frații mei, ăsta a fost și videoclipul. Uțane. Yes. Cum ți s-a părut, Uțane, azi? Super șmecher. Super șmecher, nu? Da. Păi da. Lui a plăcut și a făcut treaba acolo. Ăsta a fost clipul nostru. Să dați un like, mă ajută super mult, un comentariu. Să-mi faci, lăsați în comentarii și mie locații pe unde să mă mai duc, parcul cu ăla, ăla, la cu ăla, barajul ăla. Nu uitați de like, subscribe, follow pe Instagram Conac Oficial și ne vedem la următorul clip. Ciao.